Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre 10 lucruri de care să ții cont atunci când conduci pe polei. Nu uita, dacă o să-ți placă acest video, să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Nici nu am scăpat cu totul de căderile masive de zăpadă și de viscolul puternic, că trebuie să ne adaptăm unor condiții neplăcute de trafic, poleiul și precipitațiile mixte. Dacă vrei să ajungi cu bine la destinație, polițiștii rutieri îți spun care sunt regulile de urmat. Concluzia este una singură, dacă vrei să pleci la drum pe polei, regula de bază este prudența. Primul sfat atunci când conducem pe polei este să adaptăm viteza de rulare la condițiile de drum. Astfel, prima regulă în condiții de polei și precipitații mixte este să adaptezi viteza de rulare la condițiile de drum și de trafic. Cu alte cuvinte, nu ar strica puțină prudență. Dacă vezi că drumul alunecă, mergi mai încet. Important este să ajungi cu bine la destinație. Nu te hazarda în depășiri riscante. Dacă este aglomerat, nu te hazarda în depășiri riscante. S-ar putea să ajungi la spital și nu vrei asta. Indiferent de manevra rutieră pe care vrei să o faci, nu ar strica să te asiguri bine înainte de a trece la treabă. Ai grijă să nu virezi sau frânezi în același timp. Pe porțiunile acoperite cu polei, ai mare grijă să nu virezi și să frânezi în același timp. Vei patina mai ceva ca la întrecerile de profil. Nu acționa brusc frâna. Evită să acționezi brusc frâna și mecanismele de direcție, deoarece riști să derapezi. Folosește frâna de motor. Este util să folosești mai degrabă frâna de motor. Păstrează distanța față de mașina din fața ta. Asigură-te că păstrezi o distanță minimă de siguranță față de șoferul din fața ta. Accelerează progresiv. Când pornești, pentru a evita patinarea roților și derapajul, demarează ușor și accelerează progresiv. Ține ambele mâini pe volan, nu pentru că nu ești un șofer foarte bun cât să conduci cu o singură mână, ci pentru că drumul nu ți este aliat pe timp de iarnă, iar mașina cu atât mai puțin. Asta înseamnă că e mai greu de stăpânit, nu vrei să ajungi cu ea în serviciu dintr-o astfel de neatenție. Evită să conduci noaptea. Pentru simplul motiv că orice ai face, vizibilitatea este ceva mai scăzută. În plus, nici drumul nu te ajută, atunci e mai fric și totul în jurul tău îngheață, inclusiv drumul. Evită să circuli pe străduțe lăturalnice. Cu alte cuvinte, chiar dacă știu tu o scurtătură grozavă pe care o tot folosești vara, te-a sfătuit să o dai uitării pe timp de iarnă. Te asiguri că pe acolo nu intră utilajele de dezăpezire și, dacă au intrat, nu-și fac un obicei din a se întoarce. Așa că riști să rămâi în drum. Dacă este polei, nu se va obosi nimeni să dea cu materiale antiderapante tocmai pentru că nu este o străduță importantă. E bine, acestea au fost sfaturile noastre pentru condusul pe polei. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!